După cum se poate observa, Bulevardul Pardon nu a ajuns încă la punctul de final. Au rămas câteva detalii care sunt importante, atât practic, cât și vizual. Astăzi s-au făcut pregătirile pentru ca trecerile de pietoni să fie împodobite cu jardiniere personalizate. Potrivit primarului Elena Lasconi, fondurile au fost obținute prin donații pentru 32 de ghivece și jardiniere. Acestea au fost umplute cu flori de la sera ADP-ului. Aranjamentul a fost făcut chiar de edilul Lasconi. În oglindă. Hai să mai punem, că vă că aveți destule de astea. Da, hai să mai punem încă atâta în... Ce vă trebuie de înțeleg? Colegul de la galben. Da. La galben, da. Da. Uite-l, hai. Uite-l, pe care am Uite și ți-am adus încă o galerie de aici. Vreau să facem jardinerile astea să fie frumoase. Cu ce avem? Că nu am dat niciun ban pe flori, adică sunt florile care sunt prinse de colegele mele de la seră. Și am venit să văd exact ce putem să luăm. Luăm o mușcată de acolo, una de acolo. Avem 32 de jardiniere. Trebuie să fie premium, pentru că Câmpul Lung este un oraș nobil. Deci nu mergem cu mărunțiș. O să fie 16 pe o parte, 16 pe alta. 8 treceri de pietoni și facem câte 2 în oglindă. Când ai trecerea de pietoni aici, alea două să fie identice în partea asta. E destul de complicat, să știți, pentru că nu avem chiar atât de multe flori. Nu sunt foarte multe înflorite și e bine să ai și înălțime și planta târnătoare și culoare în jardiniere. Cel puțin asta îmi place mie să văd și asta am văzut în străinătate, peste tot pe unde am umblat și am fotografiat. Îmi place să grădinăresc maxim și vreau să arate într-un fel. Acum o să fac apel la toți oamenii care văd pe cineva care se apucă să ia flori din jardiniere, să sune la poliție, o să facem post fix pentru poliția locală pe bulevard și sper să respecte oamenii. Referitor la spațiile verzi de pe pastila pietonală a bulevardului Pardon, primarul Lasconi a afirmat că situația este mai complicată, având în vedere că este vorba despre o lucrare mai complexă, care costă peste 50.000 de euro. A fost foarte greu să fac rost de atâția bani, pentru că e vorba de mulți bani, nu știu câți am adunat, peste 500.000, cred. Vă dau un exemplu de ce a fost foarte greu, pentru că am apelat inclusiv la firme mici. Cei de pe bulevard nu au dat nicio sponsorizare, deși beneficiază de toate lucrurile acestea, dar poate că n-au avut, nu știe nimeni ce e acolo. O să cumpăr și eu flori, pentru că florile sunt foarte scumpe, sunt între 30 și 60 de mii de euro, alea care o să vină pe partea cu teii, nu vorbesc de astea, pe care le încropim acum. Avem un proiect senzațional, făcut de un peisagist care predă la facultate la București. O să vi-l prezint, o să arate într-un fel. Multe hortensii, multă ferigă, vinca, sunt o grămadă de flori superbe și o să vă arătăm inclusiv planșe să vedeți cum se schimbă culoarea în funcție de anotimp, adică cum arată iarna, primăvara, vara și toamna. Jardinierele de la trecerile de pietoni vor fi amplasate pe bulevard începând de luni.